În mod normal, începutul de săptămână ar trebui să fie mai ușor, așa că acum, seara, n-ar trebui să fiți foarte, foarte obosiți. Ar trebui chiar să aveți chef să urmăriți o emisiune frumoasă. Dacă este cum zic eu sau este cum știți voi, voi știți mai bine, fiecare zi poate fi o zi cu multă, multă alergare, dar noi încercăm atunci când venim în casele voastre să vă aduceți un pic de liniște, pace, poate și un zâmbet. Și pentru seara aceasta o să fie chiar ceva special, când o să fiu în fața dumneavoastră cu două familii deosebite. Dați-mi voi să spun bun venit familiei Florea, Alex și Raluca și familiei Tănase, Haris și Lia. Domnul să vă binecuvinteze. Vă mulțumesc mult că v-ați făcut timp și să știți că și cei de acasă, din mașină, de unde sunt, apreciază că v-ați făcut timp și unii când o să se uite la voi, chiar o să-și dorească să ajungă și aici, cum de fapt v-ați dorit și voi și ați avut atâta pregătire anterioară că sunteți numai zâmbet. Cum v-a fost ziua? A fost bine. Bine. Da. Nevasta mulțumită? Da, Doamne ajută. Doamne ajută, Doamne de izmândă. Foarte mulțumită, trebuie să zic. Copilașii? Ce înseamnă copilașii? Noi avem doi copilași. Carina are 2 ani, Carol are 11 luni. Tata se ocupă de ei foarte mult? Bineînțeles. Părinți, bunici, soacre? Noi, ca și părinți. Da, asta zici cu bucurie. Da. Da, da, da. Așa, voi ați avut o zi faină? Da, la muncă. La muncă. Asta înseamnă că avem unde munci, suntem sănătoși, mulțumim lui Dumnezeu. Îți place ce muncești? Da, foarte mult. Sunt farmacist și... Dai leacuri, adică. Dai leacuri. Dau da, leacuri. Da. Și de inimă, în ultima perioadă, să cer și de inimă. Și de inimă, și de pandemie. Și de tot ce-o fi, da? Da. A fost o zi lejeră, la serviciu, ca de obicei. Un pic obositor, dar e ok. Când vii acasă, este relaxant? Lucrez de acasă. Ah, lucrez de acasă, da. Da, da, da. Lucrez bun. De acasă, voi dacă, mai repede. Dacă tot s-au lăudat ei cu copiii, voi în ce fază sunteți? Un copil, 3 ani, astăzi. Astăzi, frumos, da, da. Da. Seamănă pe... cel mai... Pe tăticul lui. Pe tăticul lui și ție, dacă ți-e drag de tăticul, normal că ți-e drag și de copil. Este, da. Bun, câți ani de căsătorie, dacă toată am intrat în domeniul ăsta? 4 ani și jumătate. 4 ani și jumătate. Frumos, bănuiesc. Da, foarte frumos. Tot 4 ani și jumătate da, rămâne așa? 4 ani și jumătate. Da, nu, că nu sunt la toți. Da, ești de acord cu el. Da, o ce supuse ești și voi? Tot la fel, 4 ani aproape și jumătate. Da, că am zis da. Copilul, nu știu ce, de acolo, 4 ani și jumătate. Hai să zic eu, uite, încep de la tine, Haris. Spune-mi un lucru foarte fain care l-ai descoperit despre familie în ăștia 4 ani și jumătate. Foarte fain e că poți să-ți găsești, poate să fie un loc de liniște. Casa. Casa, da. Așa. Un loc de liniște, de pace, în care poți să te reîncarci pentru orice alte lucruri. Vii din tot zgomotul lumii și da, nu știu ce. Și ajungi acasă și mai e un pic de zgomot cu David, cu cel mic, dar... A, e bine, asta trece, știi. Zgomotele astea sunt faine, alea de mai târziu. Da. Eu îl completez cu un loc de dragoste. Un loc de dragoste. Da. Ziceți voi unul fain sau unul greu? Hai, ziceți unul frumos, că... Este un loc în care sufletele noastre se apropie mai mult de Dumnezeu, în care ne regăsim unul pe altul la sfârșitul unei zile și în care putem să-i fim mulțumitori lui Dumnezeu pentru toate binecuvântările pe care ni le-a dat. Nu vreau să fiu indiscret oricum sunt. În 4 ani și poți avea și greutăți. Da, poți avea. Nu ne dă da decât un exemplu. De la voi, de unde? La începutul căsătoriei noastre... ne-am dorit să avem copii. 2 ani de zile nu am putut să îi avem. Nu am știut motivul, am fost la doctor, am investigat, nimeni nu dădea niciun fel de răspuns. Ne-au spus că nu suntem pasibili ca să facem tratamente de fertilizare pentru că acelea pot începe după 5 ani de zile de infertilizare, deci ar fi trebuit să mai așteptăm 5 ani. Însă noi știam că Dumnezeu este mai mare decât problemele noastre și le-am adus înaintea lui Dumnezeu. Am venit cu inimi curate și cu rugămintea să ne asculte și să ne dea măcar un copilaș. După 2 ani de zile am primit-o pe Carina
Și nu ne-am așteptat și la 5 luni de zile din momentul în care am născut-o pe Carina, am rămas din nou însărcinată. Deci Dumnezeu ascultă rugăciunile cu bonus. Da. Pot să spun că bebe Carol este un bonus. Adică nu că nu l-ați dorit. Nu. Este un dar bonus. Dar nu v-ați rugat atât de mult, da, ca pentru față. Exact. Am crezut că având-o pe Carina... Era este, oarecum o minune, nu? Bineînțeles, așa. Însă nu ne-am așteptat să mai avem un copil. Da, că avem și noi bunusim și spunem, băi, acum câte minuni cerem lui Dumnezeu, nu? Dacă... Da, noi ne-am rugat sincer pentru al doilea copil, însă nu am crezut că va veni atât de repede. Ne-a luat prin surprindere, dar într-un mod frumos și plăcut. Da, eu mai întreb pe unii, știi, zic, la voi copilul a fost cadou Domnului sau surpriza Domnului? Și mulți zâmbesc, zic... Ambele. Adică ideea este, sigur că ne-am dorit un copil, nu l-am dorit acum, dar dacă a venit, mulțumim lui Dumnezeu. Și cum a fost să fii soțul unei soții care își dorea copil și nu putea să aibă copil? A fost un pic greu la început. Nu din cauza ei? Nu. Pur și simplu pentru că la început nu înțelegeam ce ar putea să înseamnă chestia asta. Dar totuși am rămas cu speranța că e posibil în viitor să avem. Bun, dar o să ajungem aici. Tu ai trecut, ai crescut cumva în biserică? Nu. Nu în biserică. Nu. Dar oricum, ai auzit că Dumnezeu ascultă rugăciunile, că orice-i cer lui Dumnezeu, da? Și ce ai zis? Am luat o fată serioasă, suntem serioși, cerem și noi un copil și ia că Dumnezeu nu ne ascultă. N-ai avut chestiile astea prin minte? Puțin la început. Puțin la început. Nu contează cât a fost puțin și la început, dar... Puțin. Da, da. Dar ai zis așa că le-am adus înaintea Domnului. Ce înseamnă asta? Ne-am rugat foarte mult. Adică cel puțin eu mă rugam foarte mult. Mă ne rugam și împreună, dar mă rugam și eu separat. Știam și am crescut într-o familie în care dacă am avut nevoie de ceva, am fost învățată să mă rog la înaintea lui Dumnezeu. Și te rugai numai acasă, pe stradă, prin tramvai, pe la lucru, cum? Mă rugam când simțeam nevoia. Unde adică oriunde, la un birou, când aveam, nu știu, un timp de câteva minute libere, închideam ochii sau nu neapărat, mă uitam la un loc în care mă liniștea și mă rugam. Că oricum, cred că aveai momente în care orice vedeai, nu vedeai. Da, exact. Deci nu mai trebuia să închizi ochii, da. La voi a fost simplu cu copilul, nu? Nu. Relativ. Cum adică? La noi a fost mai ușor de conceput și mai greu pe sarcină. Am avut probleme de sănătate dinainte să rămân însărcinată. Da, nu din cauza bărbatului. Nu. Nu, să nu înțeleagă cineva. Da. Nu. De inimă. Da, farmaciștii și... au probleme de inimă. Da. Pe sarcină s-au agravat. Iar în luna 8-a mi-a crescut foarte mult tensiunea și a trebuit să nasc de urgență. La unele le crește tensiunea după o lună de căsătorie și nici măcar nu sunt însărcinate, dar... Eu așa am luat-o cu tensiune, deci nu e... Deci nu, da, scuzați, da. Da, îi mulțumesc Dumnezeu că ne-a dat un copil sănătos. Știu că și biserica s-a rugat pentru David. De unde știi? Ne-au spus după aceea. Da. Și cred că datorită rugăciunilor fraților, prietenilor, familiei, este acum... Și mai ales a bunătății lui Dumnezeu. Bineînțeles. Dumnezeu, da, a ascultat rugăciunile. Da, uite, mă gândesc la chestia asta, cum ne-a spus după aia. Și cum era să-ți spună și în timpul acela? Cred că în momentul acela nu realizam. Nu? Nu. Deci chiar poți fi acum... No, întrebăm și noi întrebări masculine, așa. Chiar ca mamă, ca soție însărcinată, poți fi câteodată atât de afectată, de amărâtă că... Da. Da? Da. Și totuși fată credincioasă. Da. Dar asta nu le prea auzi de la învolt. Nu provin dintr-o familie de creștini, doar mama vine la biserică, tata încă nu vine, dar cred... că Dumnezeu să-L întoarcă și pe El la Dumnezeu curând. Amin. Bun, voi văd că ați vrut să schimbați subiectul ca să nu ne ocupăm de copii, că vine al treilea, vine al doilea. Nu... Care-i problema? Adică bunătatea lui Dumnezeu este aceea și amin, să vezi al treilea copil cât de frumos e și bine pe lângă al doilea. Dar, na, ai văzut ce a tresărit. Da? Spune-mi un pic despre familia în care ai crescut. Familia în care am crescut, familie creștină,
Am mers la biserică încă de mic. Creștin practicant. Creștin practicant, da, da. Creștin după Evanghelie. Așa. Am primit educația, să spun așa, creștină. Clasică. Clasică, da, da. Da. Ne ducem la biserică, ne rugăm, așa. Da, învățăm, memorăm versete, poezii, ne rugăm împreună. Ce frumos. Da, da, da. Da, e. Ți-au plăcut toate? Nu, nu pot să spui că ți-au plăcut toate. Mai sunt și chestii pe care poate la o anumită vârstă nu le înțelegi, dar trebuie să le faci. Sigur. Dar auzi, cum ar suna asta? Mă gândeam la copiii noștri, da? Sigur au o perioadă, o vârstă în care nu pricep ceva. Am putea, cât ar fi de greu să le spunem, chiar dacă nu pricepeți, pentru că tata și mama vă respectă atât de multe dorințe, avem și noi o rugăminte, să ne respectați și noi și voi valorile noastre pe care acum nu le înțelegeți. Și să zic cu un copil, mă duc la biserică, să zic, din respect pentru tata și mama, nu înțeleg tot ce e acolo, dar e important pentru tata și mama și mă duc acolo. Cât ar fi de grav? Nu cred că ar fi. Nu cred că ar fi. Și cred că am și făcut asta în viață. Cel puțin prin liceu am avut o perioadă așa mai, nu neapărat rebelă, dar vii la biserică, dar nu ești din biserică. Ceva de genul ăsta. Bun, adică ce vrei tu să spui, că n-ai fost cel mai prăpădit, dar nici acolo n-ai fost. Da, adică veneam la biserică. Viața dublă. Da. În biserică nu erai 100% în biserică, cu gașca nu erai 100% cu gașca. Cea mai urâtă viață, așa? E, într-adevăr. Că nu avansezi, să zic așa, avansezi nici într-una, nici într-alta. Nu, eu am trăit-o, eu te înțeleg puțin, de asta le spun copiilor, și în Biblie spune, ori reci, ori în clocot. Acum, noi nu vrem să fiți reci și clar, nu spune nimănui îndepărtate de Dumnezeu sau de biserică, dar ce încercăm să le spunem, cu cât îți faci mai devreme ordine și știi ce crezi și ce nu crezi, cu atât mai bine, dar fiecare trebuie să trecem drumul nostru. Deci la tine cum a fost familia? Și singur la părinți? Nu, suntem trei frați. Așa? Sunt mijlociul. Trei băieți? Da. Sacra cu trei nurori? Da. Acum, trei nurori, deja e soacră cu trei nurori, dar nu în termenul de poveste. Nu, în termenul de realitate. Stai că toate poveștile sunt reale. V-ați împăcat bine, frații? Da. Ca frații, mai sunt și discuții. Și sport, okay. Și da. Mm-hmm. La tine cum a fost? La mine Dumnezeu a lucrat mai întâi la mama mea prin mine. Am intrat în comă la 7 ani. Mami auzise ceva de Domnul Iisus, avea un coleg. Și atunci când medicii au spus că doar Dumnezeu mă mai poate salva, s-a gândit să se roage la Dumnezeu și a spus că dacă El mă va lăsa în viață, ea se va pocăi. Și Dumnezeu m-a lăsat în viață. Tu ai zis în comă? Da. Și după 3 ani ea s-a întors la Dumnezeu. Da, a fost așa de simplu cum ne-ai povestit tu sau un pic mai complicat? Pentru ea timp de 3 ani s-a luptat. Deci... Da, n-a fost simplu. Nu, că tu ai spus în 3 secunde... Și mă gândesc că pot înțelege a tine. Deci s-a rugat mama, pe tine te-a ridicat Dumnezeu, a făcut minune. La scurt timp după ce s-a rugat, eu mi-am revenit din com. Super. Și fain. Clar, pentru ea a fost un semn de la Dumnezeu. Și-a căutat biserica. I-a plăcut, dar până l-a înțeles cu adevărat pe Dumnezeu, a mai durat 3 ani. Da. Eu mergeam cu ea, am avut și momente de pauză, iar în facultate a fost momentul decisiv. Bun, ai început să mergi cu mama la biserică la 8 ani? 10. La 10 ani? Da. Ce ți-a plăcut la biserică? Deci ai venit din afara bisericii, dintr-o familie religioasă sau nu prea? Nu prea. Bun, ai intrat într-o biserică evanghelică. Da. Ce ți-a plăcut în biserică? În afară de nimic. Mai nimic. Bun, mai nimic, păi spune. Da. Mergeam la copii și nemergând în fiecare duminică, automat mi-a luat mai mult până m-am integrat, nu prea cunoșteam și nu mi-a plăcut. Te-au băgat în seamă sau nu prea? A venit o străină. Aveam o colegă care de școală, care era și ea, și ea mă mai băga în seamă. Atât.
trist. Da. Nu, pe bune, știi, adică, vezi, dacă nici nu știi omul, vine omul din traumele lui, de nu știu ce, și noi ne jucăm cu tractorașele noastre, cu David al nostru, cu noi, da. Ne interesează că i-au venit cu căutări, cu suflet, sau chiar dacă au venit de dragul mamei. Da, bun, bine. Erau că... copii. Erau copii, da, le găsim o scuze. Și când ai hotărât că gata, nu te mai duci dacă nu-ți place? Păi anturajul a fost... Adică te-au băgat alții în seamă? Da. Așa. Și ușor, ușor, n-am mai fost cu mama la biserică. Mi-am continuat liceul, am intrat la facultate și la facultate am avut o colegă și în fiecare... prag, să zic așa, și în școala generală, și în liceu, și în facultate, am avut o colegă creștină. Și la facultate mi-a spus, hai să mergem la o biserică, la tineret, întâlnirile de tineret. Am acceptat și... Te-ai gândit că vor fi și băieți pe acolo, ceva? Bineînțeles. Da, da, să fim sinceri. Da. Da. Dar nu pentru asta mergeam, pentru că ușor, ușor am început să mă apropii de Dumnezeu, am început să am o relație mai frumoasă, mai apropiată, am început să mă rog. Dumnezeu am văzut că îmi răspundea la rugăciuni, îi puneam semne, nu știu dacă e neapărat Doamne, așa normal, a fost la tine. Da, așa a fost corect. La tine, da. Eu vroiam să-mi arate clar ce am de făcut și... Și de câte ori l-ai încurcat pe Dumnezeu? De încurcat niciodată. 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 Te-a descurcat el. De fiecare el. Dată. De fiecare dată. Da, și cred că momentul decisiv a fost când l-am rugat, eram primul an în facultate, am avut un examen, eram primul examen, era foarte greu, și l-am rugat să-mi spună ce subiect o să împice. Mamă, stai să vedea. Și noaptea aceea am visat subiectul de la examen, neștiind, am visat un subiect. Dimineața l-am repetat, am ajuns la facultate, am extras bilețelul cu subiect. Când m-am uitat, era bilețelul pe care l-am visat. Și tu ai învățat subiectul, dacă tu l-ai visat. Da, dar din cauza că atunci când am văzut subiectul, am zis, Doamne, cât de mult mă iubești, și mi-ai spus subiectul pe care am început să plâng și am ieșit din examen. Și am picat examenul. Mama, mi-ai făcut ziua fericită. Că mă gândesc acum la unii chiulei din ăștia, că eu știu că tu ai intrat la facultate, adică știu ce bănuiești, știu că ai intrat la facultate pe merit, nu că te-ai rugat, că ai învățat. Da, am și învățat. Și acum tu, sinceră cu Dumnezeu, să-ți arate Dumnezeu că fetele sunt mai emotive, nu știu ce, trebuie să viseze. Și mă gândeam, mă, dacă o picat examenul, aș avea o satisfacție, că acum toți ăștia chiulangii, știi, erau pe rugăciuni. Iisuse, să visezi, punem subiectul. Deci nu, cu Iisus nu te joci. Domnul a știut starea ei, da. Cu tare și-a arătat. Poți să-ți arăt subiectul, poți asta și poți să pici. Dacă nu-ți dau eu ajutor până la capăt, exact. Plângi de bucurie și ieși afară, ai picat subiectul. Deci super, asta e faină de tot, da? Apoi eram supărată că, deși Dumnezeu mi-a arătat subiectul, știam ce subiect, dacă e supărat pe mine că eu am picat examenul. Dar am discutat cu mami și mi-a spus să stau liniștită, că nu e nicio problemă. El vrea să lucreze în viața mea cu siguranță ceva și a lucrat. Frumos, foarte frumos. Și de pe atunci, cred eu că am... A început o relație... Da, am început să vin des la biserică și la ora de rugăciune și cum aveam liber de la facultate, veneam la biserică. Deci nu te supăra că ai intrat într-un cont de umbră, asta este. Nu, e nicio problemă. Când înțeai o fată cu multe, asta este. Deci e, cum zice, e soțul ei sau cum te prezintă lumea? Soțul. Ah, bun, am înțeles. Ce ar trebui să mă întreb pe voi? Despre familia în care ați crescut sau vreți să ziceți ceva? Sau clasicul ăsta, mers la biserică, Goliat, David, la el sigur nu? Păi dă-i lui, a, zi tu să vedem cum la tine cum a fost. Că astea le știm noi tot cu David și cu Goliat. Eu provin dintr-o familie de creștini ortodox. Așa. Să zic practicanți. Practicanți, oameni credincioși. Cel puțin o dată pe lună mergeau pe la biserică, mă mai luau și pe mine. Am ajuns în biserica creștină pe Evanghelie prin niște vecini care erau prieteni cu tatăl meu. Și m-au tot chemat. Te-au enervat? Nu. Nu? În perioada aceea nu prea aveam un grup de prieteni în care să merg.
eram și cu vecinii de pe acolo, care nu erau creștini, nu prea îmi plăcea de ei, și am zis totul să merg cu... O schimbare. Cu da. Și mi-a plăcut. La început nu eram prea încântat, dar am continuat să merg, nu știu. Ai înțeles ceva pe acolo? Ceva. Nu, la început nu. Lor li se pare că sunt atât de clari. Deci eu le spun la unii, eu cred că pentru lumea din afară noi vorbim un limbaj codificat care n-au nicio treabă. Dar noi ne simțim bine, asta e important. Da, a fost la început mai ciudat, așa că nu înțelegeam mare lucru. Era interesant programul. Ei mă chemau întotdeauna la programele lor de tineret și la întâlniri. Și mergeam cu bucurie, că erau foarte mulți, era foarte interesant. Trebuie să menționez și că din partea mamei, bunica era penticostală și se ruga pentru noi foarte mult. Și se ruga să ne pocăim și noi, nepoții și fata ei. Și pot să spun că a lucrat și chestia asta. A lucrat. Am continuat să merg în grupul ăsta de prieteni și mă tot atrăgea ceva și am început să fiu puțin mai atent. Și la predici, mergeam duminica, mergeam și seara și dimineața și parcă fiecare predică începea să-mi vorbească. Cât un pic, cât un pic, deveneam din ce în ce mai interesat și... Tu mai dai din cap, sunt chestii comune, așa? Voi veniți din aceeași... Da, m-a atras lucrul ăsta. Că mi se vorbește mie, parcă venea pentru mine acolo cel care predica. Și mai stăteam de vorbă cu tinerii, mai îmi explicau și ei câte ceva, mi-am făcut cadou o Biblie, am mai găsit și pe acasă câteva Biblii de la ai mei și am început ușor să citesc și să și mă rog. Și a continuat o... Sincer, așa, ce aveai în minte, spuneai, da, Domnul. Da, da. Mi-a plăcut proverbele și citeam acolo... foarte multe din proverbe și îmi plăcea să mă rog exact pe ceea ce scrie acolo, să primesc înțelepciune și... Bun, asta am vrut că proverbe mai vorbește despre fete, știi, ne? Da, am ajuns mai târziu. Ai ajuns mai târziu și la capitolul ăsta, stai că am oprit de acolo, a studiat o lună de zile. Haris, ia zi tu chestia aia, cum ai dat-o de ea sau cum a dat ea de tine, că... Ok. Ok. Nu, ne-am întâlnit la biserică. Da. Ea nu cred că își mai amintește, dar mi-am aminte că am văzut-o prima oară, eram undeva cu tinerii, jucam volei pe bulevard de aici în oraș. Scanai? Nu neapărat scanam, dar nu pot să zic că n-am observat-o când am văzut-o. Că era nouă în peisaj, da. De atunci ne știam așa din vedere. Mai târziu, la facultate, ne-am întâlnit la grupul de tineri de aici, de la biserică. Și ușor, ușor am început să vorbim. Nu s-a întâmplat o chestie, n-a fost o chestie imediată. Nu, ea fiind începătoare pe calea credinței, tu mai matur ai zis să o ajuți. Eu nu mă gândi la asta. Da, nu știu, la început nu știu dacă aveam interes așa foarte mare unul față de altul, dar pe parcurs, ușor, ușor, relația s-a dezvoltat. Ea a fost mai sigură pe unele chestii, după o anumită perioadă. Păi stai că ne mai dă cu vorul rugăciuni. Ia zi din filmul tău. Ce... Da. Eu m-am rugat la Dumnezeu. Nu știam dacă vroiam să mă căsătoresc cu băiatul ales de Dumnezeu pentru mine. Și nu înțelegeam dacă el este, nu știam ce vrea el. El fiind Dumnezeu? El fiind Haris. Așa, da, da, că la noi cu el și cu el. Da, nu știam ce vrea Haris. Dacă vrea să fim împreună, dacă nu vrea să fim împreună. Dacă vrea numai să explice Biblia, dacă vrea să piardă vremea, da. Și câte au fetele prin cap? Și atunci m-am rugat și am zis, Doamne, dacă tu știi că dacă el este sau nu pentru mine, dacă este pentru mine, te rog să-mi dea un mesaj la ora acutare. Și a venit mesajul la ora cu tare. Deci Dumnezeu cu unii are de lucru. Adică... În condițiile în care nu mai vorbisem deloc, prin mesaje câteva zile. Și la ora de am primit mesaj. Și atunci am știut sigur că el este pentru mine. Păi ce cap ca pe mine să scrii? Asta te întrebi și tu după patru. Da. El nu știa. Și l-am lăsat. Zic, ok, tu oricum o să fii
pe al meu. Asta deja era liniștită. Da. Măi, uite ce bun e Dumnezeu. Ea avea probleme cu inima, da? Păi dacă ea stătea tot în tensiunea aia, tu nu mai aveai nevastă astăzi. Da. A liniștit-o Dumnezeu. Poate vezi-ți de treabă că tot a tău o să fie, lasă-l pe el să facă ce vrea. Da. Mare, ce fain e. Da, când te uiți așa retroactiv, vezi toate cărămizile puse frumos la punct și, într-adevăr, poți să spui că a fost mâna lui Dumnezeu în toate. Când ți le aduce cu roaba acolo. A, deci e bine. Deci n-a trebuit să te convingă greu. Tu erai liniștită. Da. Da. Dar ce ți-a plăcut la el, totuși, dincolo de răspunsul domnului? Părul sau cum? La început, trebuie să spun că am zis că sigur n-am cum să am un soț ca el, ca Haris. Am zis, Doamne, nu. Nu cred că așa ceva. Până să deci, mă rog așa să de știu bu- că așa el de bun va fi... era sau cum? Da, nu-l cunoșteam prea bine. Deci nu-l cunoșteam prea bine. Nu, că eu, doar, eu, după cum ai spus-o, mi-am dat seama că totuși n-ai zis că nu vreau să am un prăpădit ca el, ci un băiat bun ca el, adică nu-l merit sau nu știu, da, da. Da. Ceva de... Puteam spune și așa. Cred că le încurc și eu, da. Nu, eu mă bucur de momentul ăsta. Dar după aia, când am început să-l cunosc mai bine, mi-a plăcut că e foarte glumeț. Se, da. E tăcut azi, e ziua lui cea bună, da? V-ați înțeles de acasă să... Și Dumnezeu cred că a pus în mine să-L iubesc exact așa cum vrea Dumnezeu, pentru că e perfect pentru mine, l-a creat pentru mine. Hai, zici tu, de ce ai pus ochii pe ea? Păi, v-am spus, prima dată când am văzut-o, mi s-a părut o față, fată drăguță, frumoasă. Apoi, ușor, ușor, din discuțiile pe care l-am avut împreună, mi s-a părut că e o fată matură, o fată care dorește să-L cunoască mai mult pe Dumnezeu. Da, o persoană emotivă. Eu, de felul meu, nu sunt foarte emotiv, așa, sunt mai... Ai și tu sentimente, dar nu... Am și sentimente. Da, e da. Greu să ce greu să crezi, dar are. Da, are. Nu, ca... și de asta ulterior le-am descoperit. Mi s-a părut o completare și de asta mi-a plăcut că ne completăm frumos, armonic în direcția asta. Ce ai zis? Noi doi sigur nu ne plictisim. Da, da. Mai ne și plictisim că așa e viața, dar în cele mai mari, cele vă mai reveniți, multe momente, reveniți. Da, da. Super. Voi știți ce urmează, nu? Da. Care pe care v-ați convins? Păi, cred că și eu am contribuit puțin. Ia să vedem. Când am ajuns în grupul de tineri, era și ea acolo. Ce era, șefă sau ce era? Cânta în față. Dirija din față, da. Nu mi s-a părut la început tot așa interesant de urmărit. Și am avut cred că 4 sau 5 ani de zile în care am tot fost prieteni, dar nimic mai mult. N-ai început să ai tu cu inima? Nu. Eram foarte bun prieten amici. El chiar m-a avertizat la începutul relației noastre de amiciție. Fii atentă, nu vreau să te îndrăgostești de mine. Și am zis să fie calm, pentru că nu e genul meu. Da, așa că... Și tu pe direct, așa, dai. Da, nu. Chiar nu era genul meu. Urmăream altfel. Dar nu, noi te credem. Nu e problemă, că... Am mai pățit și noi din asta. Așa, și ce s-a schimbat între timp? Nu-i genul meu? Nu vreau să te îndrăgostești? Nu știu, probabil că am mai crescut un pic și am intrat în vorbă la un moment dat pe chestii serioase. Măi, cum ți-ar plăcea ție? Cum vezi tu lucrurile astea? Și s-au prins niște beculețe pe acolo. Da, na, na, na. Și am zis, hai să mai săpăm un pic, să vedem ce se întâmplă. Merită continuat. Și am ajuns să vorbim non-stop. Aveam câte mesaje pe zi, foarte multe. A trebuit să le ștergem la un moment dat, pentru că mie deja căsuta de mesaje nu mai îmi permitea să mai trimit mesaje. Cred că am ajuns în 2 luni de zile la 5.000 de mesaje. Asta n-am ajuns la limită. Asta exceptându-le pe cele de pe WhatsApp și alte rețele de socializare. Deci voi chiar aveați ce vorbi? Da, surprinzător. Adică da, și mi-a plăcut chestia asta, că am ce să discut. La un moment dat vedeam că ne înțelegem pe anumite puncte și
până la urmă am zis, asta e, să stăm față în față de vorbă, să vedem ce se poate întâmpla. Am stat 3 ore față în față. La prima întâlnire. La prima întâlnire, 3 ore. N-a stat decât să povestim. Și la un moment dat eram pe genul, wow, când au trecut 3 ore. Unde ați fost? În mall. În mall? Da. În mall ne-am așezat la o masă. Erați voi singuri, nu mai era da, nimeni. Da, exact. Nu contează. Nu mai era nimeni. Nu mai era nimeni, da. Și la sfârșitul întâlnirii mi-a spus, adică nu aveam certitudinea dacă suntem sau nu împreună și n-am mai așteptat să mai întreb chestia asta, deci dacă te întreabă cineva, spune că da, suntem împreună, dar suntem la început. A, ok, dacă am delimitat lucrul ăsta, e pentru de mine, ce nu okay. Te-o întrebat, ți-o spus? Da. Ce, notează în agenda, de azi înainte, poți să pui, da, suntem împreună, dar la început. Deci el totuși cu precauție, cu... Da. Dar de ce era așa un pic precaut să... Să nu rănești, să nu... Da, aveam totuși niște idei de ale mele că nu vreau să las vreo urmă la vreo fată să o rănesc sau... Nu-mi plăcea să fac chestia asta. Super, chiar... Da. Asta nu poate fi contagioasă, să mai dai la câțiva beți. Încerc măcar la Carol. Și apoi cât a durat până v-ați... Până l-am logodit, 1 lună și 3 zile. Ah, da, da, zice. Atât de la da, început da. Eram. Și până l-am căsătorit, din momentul care mi-a cerut să fiu prietena lui, 4 luni și 2 săptămâni. Cam mult, dar ok. Da, a fost pe repede înainte. Am nimerit în perioada sărbătorilor și n-am reușit mai devreme. Asta îmi place. Adică omul zice, domne, da. eu n-am fost pripit la început, dacă n-am știut o treabă. Da, am căutat confirmări. Da, da. Să fie totul. Da, după ce ai știut, dacă nu erau sărbătorile, mergea mai... Da, probabil că da, mergea mai bine. La voi ați întins-o mult sau tot așa? Cred că de când am început să vorbim și până ne-am căsătorit aproape un an, din iunie până la sfârșitul mai, în următor, și cred că la 6 luni. Am întrebat-o dacă vrea să fie... Tu măcar ai întrebat-o. El a întrebat-o, da. Da. Deci ea chiar n-are nicio scuză, că a zis ea, da. Da, 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 mi-a spus. Zic. Bine, am dus-o și într-un loc unde nu știu dacă putea să zic că nu. Ia zi. Am fost la Sinai, aici aproape. Era într-o seară. După pe vârful muntelui și a zis da sau îți dau drumul. Da sau nu, sau ieși cu câinii afară. Cam așa a fost. Ne-au alergat câinii. Da. Deci și am intrat repede mașină de câini și... Dacă tot ești speriată, n-ai vrea să fii soția mea. Ca să, ce să mai... Da. Deci încă o dată, tu aveai cu inima? Da. Eu, nu, acum încerc să-mi amintesc, dar nu mai știu când mi-a spus exact de problemele cu inima, cu tensiunea cu asta. Nu mai știu dacă era înainte sau nici după. Nici dar... Nu mai știu. Nici ea nu mai vrea să știe. Da, e bine. Frumos, chiar. Și nunți ați avut frumoase? Da. Cele mai frumoase, da? Elegante, duhovnicești. Da. Modeste. Da. Da? Da. Chiar poate fi o nuntă modestă, frumoasă? Eu zic că da. Dacă ai pe cine trebuie lângă tine. E, aici dacă vreți să intrăm în discuție despre ce înseamnă modest. Hai să vedem. Zi perspectiva ta. Da, nu știu, o nuntă fără lucruri extravagante, cu cei cunoscuți pe care doresc să iei alături, o văd o nuntă modestă. Da, acum că da. poate să fie într-o locație sau alta, la fel, e tot una. Da, chiar, super, super. Aveți o poveste faină, fiecare. Asta e doar începutul, că... Bun, da. Bun, hai să, dacă tot ai ridicat-o la fileu, unde vă vedeți peste 5 ani de zile? Peste 5 ani de zile. Ca asta se poartă în generația voastră, știi? Eu, da, da. Noi n-aveam întrebări de genul ăsta, dar voi? Peste 5 ani de zile, acasă, poate cu încă un copil sau doi. Doamne ajută, da? Nu mă văd... Muntându-ne în alt oraș sau ceva de genul ăsta. Biserica o mai aveți în calcul sau nu peste 5 ani de zile? Da, bineînțeles. Da? Da. Deci pentru voi chiar e important și ca familie biserica? Da. De da. Ce? Da. În primul rând pentru că văd nevoia lui Dumnezeu în viața omului. Și nu doar să fii mântuit și să după aia ușor
Am biletul pentru cer, gata, și gata, intru. Am plecat. Nu, dar văd în viața de zi cu zi, văd câtă nevoie ai de sprijinul Dumnezeu ca să duci viața până la capăt. Tu când zici de asta zi de zi, tu chiar vorbești serios sau arunci așa numai? Când viața nu, de nu, fiecare zi. Sunt o groază de lucruri și pentru discuția de astăzi ne-am rugat ca totul să fie bine, să meargă spre slava Lui. Nu știu, poate la serviciu ai un proiect și trebuie să-l termin la timp. Poate nu știi cum să reacționezi când copilul se enervează și trântește anumite lucruri. Adică sunt foarte multe lucruri în viață unde e nevoie de înțelepciunea lui Dumnezeu. Și văd că atunci când o iei un pic pe alături, te depărtezi, vezi că lucrurile nu mai încep să meargă la fel de bine. Nu că ar trebui să meargă toate bine, dar nu mai e acea pace interioară, acel, să spun așa, siguranță, chiar dacă se întâmplă un lucru rău, când vom pleca de aici va fi bine. Mm-hmm. Voi? Peste 5 ani, cred că o să fim tot aici. Și s-ar putea să mai fie un copil, nu știm sigur, ne gândim. Nu e suficient să vă gândiți, dar e ok. Tot în aceeași biserică, încă nu avem planul să evadăm în altă parte. Mm-hmm. Voi adăugați ceva? Scoateți, adăugați? Slujim biserică. Asta cel puțin încercăm să facem în ultima perioadă și ne rugăm pentru lucrul ăsta ca să putem să aducem în biserică ceea ce am primit și noi de la Dumnezeu. În cazul vostru, la tău? Eu sunt parte din echipa de închinare. Mm-hmm. Suntem amândoi parte din cor. De asemenea, împreună cu Hare și Diana ne ocupăm și de liceeni. A, voi vă știți un pic. Da. Liceeni, e un cuvânt frumos. Ia, zi un pic. Cine te-a pus să deschizi? Adică, da, ia zi un pic. Viața cu liceenii. Viața cu liceenii. Nu e ușoară. Văd că... Nici pentru ei, stai liniștit. Pentru ei. Bun. Pentru că sunt foarte multe influențe din exterior. Și acum, toată deschiderea asta spre orice, dacă pot spune așa, prin internet, influențează foarte mult viața lor. Chiar dacă poate nu-și dau seama la un anumit nivel, dar orice lucru pe care îl vezi, îl auzi, deja îți influențează puțin, câte puțin, viața. Și aici e dificultatea să vii să le propui ceva care, dacă o iei la prima vedere, Biblia a fost scrisă acum câteva mii de ani, și e dificil să vii să le spui ce s-a întâmplat atunci, e valabil și acum. Și funcționează, poate chiar funcționează, da. Chiar funcționează. Cred că cel mai bun lucru pe care putem să-l facem e să le arătăm asta din viața noastră. Și aici încercăm și, cum spunea și Raluca, ne străduim să le arătăm cum arată viața trăită cu Domnul Iisus, cu Dumnezeu în fiecare zi. Nu doar la sărbători și nu doar la bine. Da, da, da. Bun, dar e ușor asta când ai și copii la casă și... Nu e ușor, dar e frumos. Mai ales, cred, pentru noi care nu venim din mediul creștin, care să mergem duminică de duminică la biserică și, exact cum am spus și mai devreme, mergi și nu înțelegi nimic, ei vorbesc cu tine, lor li se pare că sunt foarte clari și tu ar trebui să înțelegi, dar când tu nu înțelegi nimic, trebuie să faci cumva, să le explici ca ei să înțeleagă să înțeleagă ce vrei tu să spui din prisma lui Dumnezeu, dar pe înțelesul lor într-o altă lume. Într-o altă lume, da. Dar voi chiar ar trebui să pricepeți chestia asta, că voi ați fost acolo. Da. Acum, doar știi, că e greu acum. Da, știi ce-i straniu? Că atunci măcar voi aveați cumva scuza că sunteți dintr-o altă lume din afara bisericii. Dar noi acum putem găsi două lumi în aceeași biserică, da, și să vorbim cu generația tânără care e total într-o altă lume. Succes! Deci, ce se... Uite, o să-ți dau, că ai vorbit puțin astăzi, să-ți dau șansa să spui ceva tinerilor după ce vorbesc cu ei, dar varianta scurtă, știi? Okay, okay. Da, ca să te și ajut, zile ceva vis-a-vis de viața de familie, că bănuiesc că toți se gândește la fete și la băieți. Acum știți voi, este o vârstă în care și ea vrea să se însoare, să mărite, nu azi, ieri, mâine, da. Cum e cu liceenii? Este un pic greu.
Ne e cam greu să scăpăm și de copiii noștri ca să putem să le slujim lor. Ai zis să scăpăm. Într-un mod frumos. Zici tu o chestie, da. Să n-a făcut de multă gălăgie, că îi luăm după noi. Ai, luați cu voi. Super, felicitări. Dar știi că de asta o să-și aduc aminte mai târziu. De cei mici sau cei mici? Nu, cei mici. O să aprecieze că i-ați luat cu voi. Știu, cu siguranță o să aibă amintiri frumoase. Și încercăm totuși să nu-i distragem pe liceeni de la mesajul care le este transmis. Da. Nu știu, mie îmi sunt foarte dragi fetele de la liceeni, că, nu știu, cu ele am reușit să mai vorbesc multe lucruri și cred că generația asta de liceeni este o generație foarte frumoasă și spiritual, dar deci, și practic, ei ca și și tu oameni. Te hrănești cu ei, da, în anumite, da? Pe bune. Da, la modul cel mai serios, da. Învăț și eu multe de la ele. Duc automat. Ele sunt în legătură cu tot ce este nou. Eu poate mai greu verific un lucru care apare pe piață sau alte lucruri. Așa, exagerând un pic, ai avut ocazie și în care a fost nevoie pentru 3 minute să le fii mamă? Da. Au nevoie și de lucrul ăsta. Au nevoie și de o prietenă. O prietenă care să nu le judece. O prietenă care să se poată încrede. Să nu le toarne la părinți. Și asta, da. Deși, sincer, le sfătuiesc să se ducă și la mame, pentru că, mai presus de toate, cine le vrea cel mai mult bine? Mamă. Da, dar nu întotdeauna au curajul. Sau exact, cine. Exact. E fain că le sfătuiești, dar depinde de... Bun, ce le-ai zice liceenilor, băieților, fetelor, vis-a-vis de căsătorie? Ce le-aș spune liceenilor? Da. Să nu se vândă pentru lucruri ieftine. Viața de familie e prea frumoasă ca să ai foarte multe relații înainte, să te risipești în modul ăsta. Cred că ăsta e... Deci merită să aștepte. Merită să aștepte, da. Da. Ce le ziceți voi? Că merită așteptarea și că viața nu trebuie trăită prin comparație. Bun, și ce le-a zice unor fete care au ajuns la o vârstă, nici nu știu cât să spun, 14 ani, 16 ani, când intră în criză, că nu o să se mărite sau ceva, dacă ajung la anul 3 de facultate și nu au avut niciun prieten, ce-i zici? Adică nu au avut niciun prieten, nu că nu există băieți, ci că nu vor să coboare anumite standarde, că l-au ascultat pe Harris. Deci acum toate colegele lor le-au dat invitații de nuntă și asta e cu Iisus. Nici nu m-am căsătorit în facultate. Am vrut întâi să-mi termin masterul, apoi să mă angajez, în fine. Așa, dacă tot ai zis-o, la ce vârstă te-ai căsătorit? Fix că am împlinit 27 de ani. Și a fost tragedie? Nu a fost tragedie, pentru că viața este frumoasă și dacă nu ai băiatul perfect lângă tine, prințul din poveste. Păi ai pe toți. Poți să ai prieteni, da. Poți să ai prieteni, poți foarte ușor să-ți trăiești viața și fără să fii căsătorit. Da, e foarte ușor să-ți trăiești viața. De câte ori ai plâns până la 27 de ani pe chestia asta? De multe ori. Ah, bun, dar să aud, da. Dar cu toate acestea, nu te-ai aruncat de pe bloc. Nu m-am lăsat doborâtă de faptul că nu am inelul pe deget. Ai știut că tot o să vină. Da. Bun. Acum, asta e chiar o întrebare în plus. Și dacă nu venea? Îl așteptam. Îmi place chestia asta. Până când vine. Da. Și la o vreme... Da, e frumos așa. Mi-aduc aminte acum că eram mai mic, nu știu ce a fost în capul meu, să-i promit lui tata că nu o să am nicio prietenă din lume. Zic, nu știu ce a fost în capul meu, pentru că... Din lume înseamnă de pe planeta asta? În afara bisericii, în afara bisericii. Mă gândeam de unde ți-ai luat atunci, dacă nu din lume, da? De fiecare dată când, să zic așa, ar fi apărut oportunitatea asta... Că apare, da. Că doar ești în școală cu... Da. Nu. Întotdeauna mi-am duceam aminte de asta. I-ai promis lui tata. Nu știu, cred că a fost și modul în care Dumnezeu a lucrat în viața mea să nu mă lase să fac alte lucruri. E super ce ai spus. Deci nu există stas. Nu. Eu le zic, unii, dacă ar afla la 14 ani cine e aleasa sau ceva, ei la 14 ani și-o zis în soară. Și atunci zic, la nu-i descopere Domnul numai cu o zi înainte de nuntă cât să-și ia și el costumul, că știe că e pe viteze din astea. Așa. Există alții care, ca să se însoare la 27 de ani, Domnul trebuie să-i arate la grădiniță cine o fi fata, lui trebuie 10 ani până să se convingă că Domnul i-a zis,
După asta îi mai trebuie vreo 5 ani când să se gândească dacă totuși îi place părul ei și până la 27 de ani are curajul să o întrebe. Doamne, dacă... Și atunci Dumnezeu lucrează cu fiecare în felul lui. Da. E oricum perioada de adolescență, liceu, facultatea, mi se par niște perioade foarte frumoase. Bun, dar ce le recomand să facă? Dacă nu, după băieți, în ce să investească tinerețea? În educație. Corect. Credeți toți în educație? Da, da. Mă uit în urmă și văd că în perioada asta, liceu, facultate, am acumulat toate, nu să zic toate, mare parte din informații și încă le țin minte și... Inclusiv din Biblie? Inclusiv din Biblie. Partea de liceu o regret pentru că nu prea am fost și mi-aduc acum aminte scene din anumite filme, din anumite lucruri pe care le vedeam, care nu mă ajută la nimic. Sunt convins că m-ar fi ajutat mult mai mult un verset sau să ascult o predică. Sau un alt film. Sau un alt film, da, da, da. De asta, și după ce o să căsătorească, cei care ne ascultă, o să vadă că și perioada liceului, facultății, are frumusețea ei și mergea să fii singur, nu neapărat să fii... La singular, da, da, da. Da, da. Da, ce încercăm să vă spunem noi vouă, tinerilor, că acum în dreptul lor, dreptul vostru, suntem că așa am schimbat-o pe liceeni, deși oarecum e seara familiei. Nu știu cum să vă spunem noi, că noi nu facem jurăminte, nu așa. Noi ce vă spunem, chiar vă spunem sincer, că nu ne plătește nimeni să vă spunem asta. Nu neapărat zicem că am câștigat nu știu ce, mai ales când vorbim de greșelile noastre. Acum nu suntem chiar sclerozați să credem că dacă spunem greșeli cu asta bravăm. Nu bravăm, dar... Noi vrem să vă spunem că dacă am trăit unele lucruri frumoase, chiar viața poate fi frumoasă cu ajutorul lui Dumnezeu, că dacă am făcut greșeli, să nu credeți că sunt așa de dulci ca în filme. Orice greșeală o plătești și, cum ai zis tu, domnule, da. A trecut atâția ani și mi-aș fi dorit să nu fie momentul ăla. Și dacă nu ți-a Domnul mintea, 30 de ani nu te mai gândești la chestia asta, că vrei, nu vrei, știi? Deci chiar tinerilor vă dorim o tinerețe frumoasă, poate fi trăită frumoasă cu Dumnezeu. Frumoasă nu înseamnă neapărat ușoară. Și apropo, că iar mă gândesc la visele ei cu biletele și cu nu știu ce, frumoasă nu înseamnă să nu înveți, hai să ne înțelegem. Vrei să faci o carieră, pui mâna, frate, și înveți și Dumnezeu te va ajuta să înveți, să reții, apoi să n-ai emoții în fața profesorului și să spui ce știi și alte lucruri. Am insistat mult dacă unii nu aveți o relație personală cu Dumnezeu. Perioada aceasta, adolescența, e chiar o perioadă în care trebuie să vă apropiați de Dumnezeu. Și dacă vă doriți un prieten care să nu vă uite, să nu vă toarne la nimeni, toate astea, ascultați-mă, în afară de Iisus, nu știu dacă găsiți, dar în Iisus Hristos îl puteți găsi și cu el puteți plânge, vă puteți bucura. Găsiți-vă prieteni serioși, mă refer la amiciții, oameni cu care ai aceleași valori, care îl iubesc pe Dumnezeu și fiți sigur că nu veți discuta doar din Biblie. Deși din Biblie poți discuta tot ce vrei din lumea asta, nu veți discuta doar din Biblie, vor fi lucruri frumoase. Pentru familiști, o să vă dau numărul lor de telefon să-i sunați, ei sunt în stare să țină conferințe, stați să știți, asta este problema. Pentru cei mai în vârstă, mulțumiți Domnului că noi încă ne gândim la o relație serioasă cu Dumnezeu și am vrea să trăim frumos în generația noastră. N-avem cum să fim așa de maturi ca voi, că încă n-avem vârsta voastră, n-avem experiențele voastre. Poate nici nu s-au rugat pentru noi cât s-au rugat unii pentru voi sau nu ne-am rugat noi, nici noi nu mai știm. Dragii mei, viața cu Dumnezeu este frumoasă și familia poate fi frumoasă. Da. Nu perfectă, dar frumoasă. Și tu ai spus o chestie mare de tot în seara asta. El e perfect pentru mine. Pentru alta, poate că era un semi-dezastru. De unde să știu? Știi, că... Posibil. Posibil. Nu vreau să mă contrazic cu tine, dar pentru tine este perfect și asta este frumusețea. Mulțumim că ne-ați ascultat, mulțumim că vă rugați pentru noi, vă rugați pentru ei, vă rugați pentru cei care ne ajută să ajungem în casele voastre. Rămâneți sub binecuvântarea lui Dumnezeu și faceți ce fac ei. Dacă au fost ajutați de alții, ați văzut că și ei încearcă să ajute. Asta e frumusețea. Sunt binecuvântat de Dumnezeu. Vreau să fiu o binecuvântare pentru alții. Cu ajutorul lui Dumnezeu se poate. O noapte liniștită, o viață frumoasă, o veșnicie fericită pentru toți din familie, numai cu Iisus Hristos.